Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip! Eu sunt Cosmin, aka Doctorașul, iar în acest videoclip vă voi prezenta câteva dintre cele mai interesante și mai frumoase combinații de mânuși plus cuțit în Counter-Strike 2 cu o sumă totală de sub 300 de dolari. Într-adevăr, pare mare această sumă, dar dacă stați să vă gândiți că atât cuțitul cât și mânușile sunt niște iteme premium în acest joc, fiind destul de rare, atunci deodată combinația aceasta, la, raportată la prețul pe care vi-l ofer, nu mai este chiar atât de scumpă. Bineînțeles, înainte de a începe acest videoclip, sunt câteva lucruri pe care vreau să le menționez. În primul rând, prețurile pot fluctua foarte mult, pentru că CS2 primește în continuare update-uri, iar aspectul skinurilor se schimbă de la un update la altul. Așa că în descriere aveți un videoclip în care vă arăt cum să găsiți cele mai mici prețuri pentru skinurile pe care vi le doriți. Uitați-vă acolo, vedeți cum puteți să urmăriți prețurile, iar în momentul în care aveți un preț care vă convine, cumpărați acel skin. De asemenea, asemenea, dacă vreți să mă ajutați și vă place acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Acestea zi în fise, așa cum zicea Pandusu, hai să trecem la treabă! În primul rând avem o combinație pentru cei care iubesc Case Hardened și anume Hydra Gloves Case Hardened Minimal Wear cu o valoare de aproximativ 166 de dolari, bineînțeles care poate fluctua, asociate cu o pereche de Shadow Daggers Case Hardened Minimal Wear care costă undeva la 164 de dolari. Într-adevăr, poate Case Hardened nu este pentru toată lumea, dar cei care apreciază acest stil vor găsi această combinație foarte, foarte interesantă. Plus că, ce mai zicem, că la un moment dat poate veți strânge suficient bani cât să cumpărați și un AK-47 Case Harden, un uh, 5.7 Case Harden și cine știe mai departe ce skinuri Case Harden vor mai apărea. Dar, dacă nu vă place această combinație de Case Harden, putem să mergem pe ceva mai spre galben, mai spre auriu, alegând o pereche de Driver Gloves Overtake Field Tested, care la un float mai mic sunt undeva la 100 de dolari, pe care le asociem cu un Falcon Knife Tiger Tooth Factory New, care costă aproximativ 230 de dolari. O combinație foarte interesantă pe galben auriu care arată foarte, foarte bine în CS2, o combinație pe care o am și eu, un pic variată. Adică am niște driver gloves overtake field tested cu un float mic asociate cu un uh, Bayonet Tiger Tooth Factory New. Combinații care, din punctul meu de vedere, arată foarte, foarte bine. Dacă nu vă place nici această combinație de galben și nici că e ul dar vă place roșul, atunci am o combinație și pentru voi. Avem Driver Gloves Rezan Red în fil testit cu un float mic care costă undeva pe la 110 dolari, pe care putem să le asociem cu niște cuțite din gama Autotronic. Avem Falcon Knife Autotronic Minimal Wear care costă undeva la 200 de dolari sau putem să mergem pe Bowie Knife Autotronic tot Minimal Wear undeva la 210 dolari sau gat Knife Autotronic Minimal Wear undeva la 200 de dolari. Și din punctul meu de vedere puteți să mergeți ori pe Falcon Knife, ori pe gat Knife Autotronic, amândouă cuțitele arătând foarte bine. Și dacă nu aveți un buget suficient de mare, puteți chiar să mergeți cu Autotronicul pe un fil testit cu un float mai mic, scădeți foarte mult valoarea cuțitului, dar uh, nu obțineți o scădere atât de importantă în calitatea skinului. Deci, dacă nu aveți suficient buget, puteți să mai scădeți din partea asta. Pentru cei care vor să se camufleze un pic mai bine și să meargă un pic mai comando, să, să păstreze un pic așa Atmosfera de combat avem o combinație mai unică, care nu se bazează neapărat pe o anumită culoare, dar care, din punctul meu de vedere, merge foarte, foarte bine. Și anume Hand Wraps Arborel, Minimal Wear, care costă undeva la 104 dolari, pe care le combinăm ori cu un Bowie Knife Borel Forest, undeva la 212 dolari, bineînțeles, în Factory New, sau un false Knife Borel Forest, tot Factory New, la 183 de dolari. Avem niște cuțite care nu sunt foarte căutate, prin urmare le găsiți la niște prețuri mai micuțe, în factory new și care se asortează foarte bine cu mânușile. Dragi mei, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Într-adevăr, nu avem la fel de multe combinații precum aveam în combo-ul de 500 de dolari, dar pentru acești bani, având în vedere că prețurile au explodat în ultima perioadă, eu zic că am reușit să scoatem niște combinații foarte interesante pe care le puteți folosi și care cu siguranță vor fi apreciate de către echipa voastră când veți juca Counter-Strike 2. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel și uitați-vă în descriere pentru că găsiți acolo toate informațiile necesare de care probabil veți avea nevoie. Iar dacă aveți alte combinații mai interesante de skinuri, lăsați-mi în secțiunea de comentarii și voi face un videoclip separat ca un follow-up cu recomandările voastre. Eu am fost Cosmin, până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, salutare!